CES Vânzare și-a schimbat acționariatul începând de la 31 martie, dar contractele, echipa, serviciile și produsele rămân valabile și neschimbate. Astfel, după 18 luni de la debutul procesului de vânzare, activele românești deținute de grupul CES au fost achiziționate de Mira. CES și-a schimbat acționariatul începând cu data de 31 martie 2021, însă continuă să acționeze responsabil, având sprijinul unui investitor redutabil. În data de 31 martie anul 2021, după 18 luni de la debutul procesului de transfer al activelor românești, 7 companii din România deținute de grupul CES au fost achiziționate de fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets, parte a grupului Macquarie din Australia. Procesul s-a desfășurat fără probleme, în ciuda situației pandemice. Mira este cel mai mare administrator de infrastructură la nivel internațional și este parte din Macquarie Group, aflat în top 10 companii din Australia, în funcție de capitalizarea de piață. Schimbarea acționariatului validează atât importanța companiilor din România, cât și potențialul de dezvoltare al pieței locale de energie. Macquarie privește România ca pe una dintre cele mai dinamice economii din Europa și recunoaște stabilitatea și deschiderea mediului de investiții din România. Mai mult, vede o oportunitate importantă în consolidarea poziției de lider a companiilor în sectorul românesc de energie regenerabilă, dorind să ajute România în atingerea obiectivului de 7 gigawați instalați în capacități noi de energie regenerabilă în următorul deceniu. Totodată, plănuiește să aibă o contribuție pozitivă pentru societatea și mediul economic din România prin intermediul investițiilor sale în portofoliul energetic. CES va continua să acționeze responsabil și sustenabil, derulându-și în continuare proiectele de investiții și modernizare, dar și dezvoltând produse și servicii care să răspundă nevoilor clienților săi. Toate acordurile în vigoare ale angajaților, clienților și partenerilor de business vor rămâne neschimbate pe durata valabilității lor. Echipa rămâne aceeași, la fel și canalele de comunicare, punctele de contact și plată folosite în prezent, continuând să se concentreze pe nevoile și cererile clienților în conformitate cu reglementările în vigoare. Pentru o perioadă de timp, comunicarea se va face sub brandul CES în timp ce se va face tranziția către un nou brand. Noul brand va fi comunicat la momentul respectiv tuturor clienților și partenerilor. Procesul de vânzare a început la 9 septembrie 2019. Oferta investitorului a fost evaluată ca fiind cea mai bună ofertă. CES a semnat contractul pentru vânzarea activelor românești cu ofertantul câștigător la 22 octombrie 2020. Tranzacția a fost aprobată de către Comisia Europeană, Direcția Generală de Concurență, la Bruxelles, în 23 decembrie 2020 și de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării din România, la 5 ianuarie 2021.